Just like, man, you gotta have that time where you just like disconnect from the scene, just the race. Like, and it's a race that I've created in my head, you know? But you have to step away from it. O, salutare tuturor! Sunt aici cu Răzvan Puiu, vă salut, salut Răzvane! Salut. Mulțumesc că ai acceptat să facem acest super live, vă salut pe toți! Și în seara aceasta voi fi coachul lui Răzvan, din păcate eu am pierdut la qualifier, el a câștigat. Am pierdut în extra time. Îl salutăm și pe Cosmin Zerg, puteți să vă dezabonați, să vă abonați la canalul lui de YouTube, aveți link în descriere.
face niște live-uri șmechere cu FIFA în care exact cum făceam eu în anii trecuți, oricine era de vină mai puțin eu. Nu cu mine. Exact, cu Draghini eu cel mai bun din joc. Deci și cu Teslav. Și cu Teslav, nu cu mine. Da, da, da. Și ce părere ai, Răzvane, de cine ți se pare cel mai bun jucător din joc? Ronaldo R9. Cel mai bun. Crezi? Păi nu, sau Guri. Acum depinde. Nu știu ce să zic. Pe atac, am crezi că... Am doi slabe anul ăsta oricum. Da, nu Cosmin niciunul nu eu... nu-i se potrivește, da? Acum știi cum e, fiecare după gustul lui. Da, corect. Asta așa e. Nu Cosmine. Așa e. Butra cel mai bun din joc. Kanté tot e cel mai bun CDM. Da. Și Virgil detașat cel mai bun sunt așa. Nu știu ce să zic, da, aia acum. Da, dar in form nu team of the year. Da, ăla in form e peste exact, tot. Exact, exact. 91. No, 92? 92. No, 93? Dacă-l fac, știi că îi dau upgrade acum. Da, da, upgrade. Îi dau upgrade? Da, winter upgrade. Cum ar fi? Păi cum ar fi? Păi, eu merită, știu că Virgil merită. Cel mai bun fundaș all time central. Zici? Păi, nu știu, eu zic oricum, sunt fan Liverpool. Ești fan Liverpool? Da. Păi parcă ți ziceai până acum că ții cu Real Madrid. Că nu. Rămas, acum o oră. Nu te mă, de ce ai zis că în 2013, când a dat golul ăla, m-am bucurat. De ce te-ai bucurat atunci? Nu știu, ai ținut cu Real în finală. Ai ținut cu Real în finala respectivă sau... Am ținut cu Real în finala aia, mă. Ah, am înțeles. Păi. Dar rest... Butraghinio, Iani, cel mai bun din joc. Vă salutăm pe toți, fraților. Botra, cel mai bun din joc. Da. Nu vreau să vă mai plictisim. Pentru că știți că știu foarte bine că vă doriți cu toții să-l vedeți pe Răzvan Puiu aici în acțiune. Ce Iani? V-ați calificat, Răzvan a ajuns în face 2, eu am pierdut în extra time. Și să-l lăsăm pe Răzvan să-și facă Dan Blaua. Hai Răzvan, e cu top 100! Cu tiki-taka Barcelona! Hai ca să lăsăm asta puțin așa ca să nu se încălzească. Mulți chiar putem să dăm mai încet. Nu? Da, dar nu știu cum. Care e golul nu se vede. Câștigăm și facem 30-0. Vede aici mă, să, pe ecran. Tu-l vezi, nu Răzvane? Da mă, dar se vede. Așa ne-a încălzit. Păi dacă vrei, dai unul la Rivals. Na, dar nu găsesc, mai eu nu dau. Tu ești eu Simeone, Dane, tu ești Simeone și eu sunt secundul, sunt ăla. Știi, portalul atletic. Un, o apă plată, vă rog. Cum îl cheamă, mă, secundul? Nu știu. Nu mai știu. La a fost portal mai, la Atletico Madrid. Legendă. Hai mă, secundul lui Simeone, graf, cum e. Păi și în joc? Simeone... CSC eSports, top 3 jucători de FIFA pe Xbox. Locul 3, Răzvan Puiu. Locul 2, Andu. Locul 1, Ovi. Te pupam, Mircea Pavel, AK Jepcar. Salutări, salutări. Salut, salut. Burgos, Monoc Burgos. N-am scoat pe partea mea. Hai mă, Dane, legendă mare de tot. Suntem aici la Zerg Home. Ce simpatic e. Seamănă puțin cu Răzvan Puiu. Monoc Burgos, nu știi? Seamănă cu tine așa. Nu ți pare că seamănă? Da, perfect. Hai să vedem câți pro ai primit până acum, Răzvan. 4. 4 pro. De între care unul e la eveniment, Aero. Aero FIFA. Dar locul lui Militao, pentru astea 10 meciuri nu poți să iei pe cineva. Așa ești de ca? Na, ce? Pe... Pe ce zi? Pe Chiellini. Pe Chiellini acolo. Pe Mendy? Oricum, dacă era fotbal în realitate, era mult mai bun Chiellini acolo decât Militao. Da. Acasă la interlopii Moldovei. Cine mai e mă și ăsta mă, dar pe Raul ăla preferatul tău de anul trecut? Da, era preferatul ăla. Ia uite, ci că suntem la interlopul Moldovei, acasă. Muntenia toată ziua, frate, aici. Suntem la Moldova, nu-i problemă.
Puțin. Puțin aproape de Moldova. Fii aici atent, coach. O zis Răzvan, se zice și lumea cum facem live. Da, deci mesaj și Răzvan. Ce și-a dus Răzvan aminte. Dacă m-am gândit la Habără și m-am gândit că trebuia să mai... M-am gândit că am început meci direct. Salut! Salut, Andrei! Să mai intru, știi? Salut, Cezar! Te pup! Te salut, frate! Câștigăm, normal că o să batem pe viitor. R9! O, oh. M-a scos mă pe aia. Cu mâine. Mersi, mersi. Da, cu mâine, mulțumesc frumos. Domnul coach face mișto de mine. Domnul antrenor. Te mai grăbi. N-am vrut să dau acolo. Vezi cu aia în centru, că n-are unde. CDMI. CDMI. Vezi pantă acolo. Așa. Ba. Nu cred că a trecut asta. Vezi centru, CDMI-ul. A fost riscantă. Da, mă, dar ce CDM? CDM-ul era departe. Calmează-o puțin, că n-are mult. După qualifier-urile alea astea, pistoale cu apă. Mulțumim, Mircea, te salutăm! Respect Ovidiu! Frumos. Mai departe. O, încerci prea mult pe vârf și n-ai spațiu și te grăbești. Da, da. E warm up. Știi el să joacă atâta? Vezi că prea. Selectează foarte bine CDM-ul. Trebuie să o iei puțin din bandă ca să îi se așeze apărarea. Salut, Laur, salut! Salut, Laur! Salut, Laure! Nu pot să-i dau admin de aici lui Laur. Laur, îmi pare rău, dar nu mă lasă să dau admin. N-am văzut. Ce animație ciudată. Da. Vezi că dă aici. Au acolo. Sau. Da, Dario, da. Încerci prea mult pe vârf. Da, mă, dar aia trebuia să intre. Era acolo ce de meu. Păi nu, că o dat prea încet. Dar nu știți că e de vreme. Îi dăm 3 la asta. 3 kg de pește, că e Dunăre aici. Salut, Remus! Eu te imi pe tine și pe Jepcar și puiul pe Vedeanu. Salut, Rares, salut, Remus. Ai intrat și tu la gagii ăștia. Are echipă forță la acum, nu? Zambrota. N-are mai mult decât noi. Are cu Raul ăla al tău. Raul, nu? Raulito. 80 de like-uri, bun. Jojo de Barosan, da, ne? De Interlop. Ce de meu?
Așa. Ar trebui să le zic interlor malor. Mi zic foarte bine că nu scoate fundașul acolo și stă doar cu CDM-ii. Da. CDM. La Gulit. Bun, picuț. Văd că Cosmin joacă rolul de Barosan. Da, Remus, da. De interlor de la Unirii. Nu știu să dau asta. Mi-e dor de o ceartă între Remus, Dan și Cosmin. N-a fost niciodată așa ceva. Ei, n-a fost. N-a fost. Hai că să fim serioși. A fost puțin așa. A fost așa o încălzire, n-a fost nimic. Am uitat ce înseamnă la Cosmin ceartă. Remus e fratele nostru. Nu le decutăm pe ăsta. Nu-i arde mâna. Nu iar de una cu online! Bă, dar au scos săracul ăla. Alisson, da. Apropo, vezi să nu jur. Era... Era Alisson Totti? Nu știu. Nu. Ăla Champions League nominalizat. A, 90-ul? Da. Vezi, sunt niște pasele care le simți că intră, că și eu o simți că intră și n-a intrat. Și n-a intrat, da. Trebuie să mai încerci și, da, mai și încerci. Mulțumim, Jana! Dar scandal, nu ne certa. Gol! Bravo, Răzvane! Oricum, te-a scos de mult ori... Da, dar îmi place mult. Că da, dacă nu făcea de astea, nu mai jucam, nu? Jucam și eu pe ăla, pe Neymar. Salut, salut! Salut, salut! 4 Pro, preconizez un 6 Pro tot weekend. No, eu zic că nu mai dă Pro dacă mi-a dat pe... Nu-ți mai dă? Eu de obicei așa pățesc, dacă îmi dă Pro în meciurile alea 10-20 sau maxim până în 23 mai dă. După aceea, mai dă deloc? După aceea ori mai dă maxim 1, ori mă lasă să mă duc așa. Da? Da, tu, și mie mi se pare de la 10 la 20 că ești cel mai prepasibil să-ți dea Pro. 17-22-23 partea aia acolo e, zici că merge la rival, zici că joc 5 la 6 la rival. Cop 15 cu 5. Da, Albert ăsta. Genial. Dar că nu poți să-l folosești la calificări? Da. Peste Mendy, nu? Da. Face și cu Militao. Regele Militao. Dar ce cu minte stă de Ion bă la acolo? Are hype defensiv și medium pe atac. De ce bine, să nu stea? Stă bine. Uite tu, în locul lui Gulit ai putea să-l iei pe de Ion ăsta. Dar da, prea defensiv, mă, și el și Kante. Dar dacă joci stilul ăla, eu zic că te ajută, Cosmine. Dar și are șut bun ăsta, da. Adică să-l vinzi cum vrei tu pe Gulit și să-l iei pe ăsta și cu Mane. Da. Cum ai făcut tu? M-am făcut eu. Da, așa ceva de genul. Și mai poți să mai iei și un Cruyff, cred. Baby. Da, cum a părut, mă, nu l-am văzut. Eu zic că cu Cruyff Baby te descurci și mai bine. Da. Un Cruyff Baby, nu cu lui Dembele ăla, da, cu Dembele. Nu cu Dembele. Nu, nu cu Dembele ăla. Da, da. Uite-l pe ăla. Gol. Bravo, mă, frumos. Păi știi cum joci, îl joci pe Mane cu pe 7 sau 8 pe CM. O să poți să joci pe ăla, pentru că ăla e tot, nu-ți mai trebuie ăla de mistrei. Reiși cu ei. Really? Te de Militao Gold? Păi dacă faci tot la alea de 87, la qualifier, eu joc o dărută de faină. Vrea să facă 30-0 cu echipa de calificări, băieți. Păi nu e aia. Nici nu am bani să-mi iau altceva, că mi-aș lua de lic tot la instant, cu ăla am jucat până miercuri. Cop 15 cu 5. Dăm așa? Dă-le mă fitness, ia uite acum, stăm la... Dă-le mă fitness. Mamă, facem și eu cu ăla. Păi știi că ceri tu, Cosmine, că de-aia mi-aș ieși, dacă e Cosmine să fac sniping, fac ăla. Dar n-am jucat la primul meci de calificări cu Arnaiz și cu aia pe toți, am avut cu... Care nu sunt la zone, mai sus. Am luat azi. Nu știi că am dat aia de sniper. Nu știi că am dat aia de sniper. Da, cu 8, 15 cu 5.
picioare. Da? Ce? Nu, nu e cam acela. Da. La al doilea, uite-te la al doilea că sunt. Uite ce a făcut, ce challenge a făcut Baluie. Ce ce? A luat pe Ronaldo Totti și a cumpărat în rest doar jucători, gen de ăștia de duzină. Da, are, ia câțiva gol, nu? Da. Tare, mișto. O, dar mă chinui, frate, luam azi cu 700 da, euro. Dar dă-i mă mai sus, că te chinui, treci nervii pe ăsta. Mă carotează Cosmin cu scaun. Păi n-am făcut la Evaz, dar m-am calificat, adică eu zic că o fac mai bine. Cine știe? Cine știe? Poate, poate facem la faza a doua. La face tu. Să vedem. Să vedem cât de activi sunteți și cât de mult ne susțineți. Corect. Alex, jucăm târziu că ne e frică să nu ne mai dea pro, ne-a dat doar 4. Numai 4 ne-a dat atâta. Ne e frică. Ia vreo ca Antonio la 2000. Antonio. Ca vedean, am văzut că era vedeanul. La niște fitness-uri duminică seara, cred că era. Am crezut că ți l-a dat pe Guli și pe Nazare, mă, și era, mă, ce proi a mai dat. A zis că la norocul meu o să pic cu vreun cărte în seara asta cu ceva. Mi-ar plăcea. A, mie nu mi-ar plăcea, că mă ia la toate spumele. Bă, da, ia uzi, eu știi ce aș vrea? Să ai 1-0 minutul 85, după aia să te duci la colț să stai 5 minute la colț. Îți dai seama cum faci să ridic. Oh my god, guys! Să duci, să duci. What is this? What is this? The game is broken, EA Sports. Dar aia nouă nici el. De ce scrie Remu și că ia bro, fiind desor ca Antonio la 2K. Da, am văzut. Dar înțeles, mă, că lua vedeanul, la fel era și vedeanul. A mai avea ceva de jucat la... Vedeanul la anime, la 2K. Eu nu te susțin, Cosmin, ba mă susțin. Mi-ar plăcea să fie avut și pe Remo, să ai să iasă, mă. Răzvane, acolo, repede, acolo. Selectează-l, Răzvane. Răzvane, vezi că pe benzi, acolo. Pe benzi, atacă pe benzi, atacă pe benzi. Și după aceea, vezi că te-a recare și acolo. De acolo, că te-a recare cu ce-a recare, mă. Nu că te-a recare acolo, dacă te-a îndreaptă acolo. Și după aceea, te-a recare până la care și dai cu capul. Evita-l pe Gulit! Evita-l pe Gulit! Bă, dar ce are ăsta, mă, nu vrea să intre? Ia să-mi fac cine mă dădea de tot. Păi ce ți-apare? Da, da, mă. Așa e, mă, la masa bogaților aici, la această cutie. La americani! Când îndrăm pe ce aici? Da, mă, știi care era faza? La PS nici măcar nu poți, adică nu poți să-l adau și pe unul la prieteni. Acolo trebuie să-i cer pe tine ca pe Facebook. Da. Da. Aici am pe toți gorila, toți băieți. Gorila care? Face tu la Cosmin să joacă acasă. Uite, trebuie să ne hotărâm. El hotărăște asta, nu eu. Eu numai aici acționez. Bă, ceva, sunt ca așa, sunt ca o marionetă. Să nu înțeleagă adversarul. Am, în casă să uite pe stream, știi? Aaaa, înțeles de asta, da. Dane, tu ai jucat azi pentru calificări? Da, a pierdut în prelungiri. E foarte greu pe PlayStation, că sunt foarte multe meciuri, foarte multe. Adică când am pierdut trebuia să ajung în turul 13. Bă, dar tot ăsta ar fi, frate. Am un fitness, lai sau nu asta, nu mai să cumpăr 3 fitness. Cărți mare, curt. Pă, curți-l, da. Mamă, ce aș vrea să nu înțeleagă adversarul, aaa. Da, cu cine? Pă, curt, mă, pă, curți.
Da, bă, la God, dar nu cred că e live card. Ia uite pe Twitch. Ia ziceți-ne, băieți, e live card pe Twitch. Da, uite tu. Eu nu vreau 30-0, eu vreau să-l văd pe cărt. Da, și o să puteți să faci 29, dar să joci cu cărt. Da, facem tot pe 100, 29, dar nu cu cărt. Antonia și Mișu joacă mâine și restul în Phase 2. Phase 2 este pe 29, din câte știu eu, nu așa, Dani? Da, 29 și 1 martie, Phase 2. 29 e prima zi, trebuie să faci pe PS5 cu 2 și pe Xbox 4 cu 2. Dar nivelul de winner în knockout e același, adică poți să faci 2 cu 0 și ești calificat, ori poți să faci 2 cu 1 și ești calificat. Sau, da, ai un match în plus, bă. Hai, mă, dă-i să jucăm. Păi eu nu vreau să intre. Era Boraz live, l-am mai bătut odată pe live. Păi vrei să-i batem în fiecare zi? De 2 ori l-am bătut pe live, Boraz, în 2 ori, așa că... 2 din 2 cu... Eu cred că e chestia aia pe Xbox și poate să vadă, e un glitch ceva de probabil vede și cu cine joacă. Da, și dă... Fii atent, gen, să uită cu cine joacă și nu mai e, știi, mai stă 5 minute, gen. Da. Na, mai stă și așteaptă, fii atent. Da, numai cu ăsta l-am picat. Dar ce era atât de dar cu ăsta? Bine, când ajungi la un anumit, că așa dacă ai 4 cu 0, n-ai ce să... Dar la recordul ăsta, probabil stau și să uită așa, Dani, ai înțeles? Pândesc, da. Răzvan joacă cu oricine, frate, nu-i problemă. Ce am jucat cu toți, de pe toată comunitatea asta de Xbox. Era nu e unul care să nu fi jucat. Era la un moment dat o chestie pe Xbox, dacă le dădeai bloc la toți, nu puteai să mai pici cu ei. Da, la 18, la calificări. Ăștia proști dăduse bloc între ei, să nu mai pice, frate. Da, nu la, se poate la așa ceva. Calificăm la... Și eu dădeam la toți, decât jucam cu de aia de Gordul. Asta, la calificări. Vezi pe care Gus Guardiola keep trying to keep the ball passing all the battles. Just go and do like keep trying to keep the ball passing on backward, little rat. Da, wow. Am mai jucat o dată cu cărtul așa pe live și nu a făcut bură. No? Bine, nu? L-ai bătut rău sau ce? Nu, m-a bătut 3-2 în 90, știi? Iese și asta. Început de joc. Și nu făcea urât. Vedeam numărul 1 în România, restul... Uite, bă, ai văzut că ți apare cu cine joci? Ericsson, e bun. Bă, dar nu mi se pare normal să se apară cu cine. Dar cum i-a apărut cu tine? I-a apărut acolo. Serios? Eu nu știam asta. Salut, Kevin! Uite aici cu băieții, cu Răzvan Puiu. Lasă, mă mai arăși cu cine am picat, că văd că tot pic și iese. Vă mai arăși cu cine am picat. Cel mai mare skill rating cu 21. Dar cum poți să te uiți, mă? Ai dat pe ăla și te uiți? N-au recent played. Serios? Da. Și frate, cred că au făcut ăștia un glitch ceva. Salut, Ștefan! Asta e varianta săracă. Pe Cudit așa l-am găsit și am zis că încerc așa și-o mers. E o schemă dacă joci cu ancoră pe CDM. Nu mai e gol. Nu? E da. Glitch-ul ăla, dacă pui ancoră pe CDM nu mai e gol. Se selectează ce CDM e singur la... Ha, mă, dă-i să jucăm! Păi asta vreau să fac. Să piși cu dosarii. Da, e din Arabia. Dar nu poți să piși cu arabițul eu la... Ce flash, Superman, baby. Dar nu e super, e Superman. Ai zis cum zice? Da. Nu zice. Crește, mă, știu. Cât? Să-i suntem. 90? Da. Poate nu am mai de mult și de... Să vezi, e verific și eu pe toți de acum. Da, mă, dar nu poți să verifici la 14-1, 14-2. Dar nu cred că era așa, adică mi se pare că zicea acum un minut. Ia uite, dar tot ies, bă, mă enervează. Dar n-am păstit așa niciodată până acum. Ia, mă, să caut eu. Să ce caut eu acum, băieți. Bă, dar nu luat o maneta pe live, că așa au pățit Rocky și eu așa au pățit în meniu, a luat maneta Rocky la cineva și a fost banat Rocky. Dar n-a luat-o, mă, ți s-a părut, avea cu ce. Eu n-aveam ce maneta am luat eu. Nu mă zic așa, adică zic da, pe viitor și să nu luăm maneta în mână, pentru că dacă o iei, dau ăștia, da, l-o banat pentru un qualifier. Nu știu, păi. Ba da, știu. Andu, dacă era pe live, deci ăsta... Cu ăsta a pierdut am de 20, la 29 cu 0 de penalti. Aaa, cu ăsta a pierdut. Columbiana să te dea, ți-e minte după o serie. Ce-ți dă, mă? Păi și mie mi-a dat 5 pro la rând, la 15 cu 0, la 20 mi-a dat 5 pro la rând.
Da, da. Hai, coach Dan, dacă apăs presta de Xbox se întâmplă ceva? Se stinge. Mai de la Ericsson. Coach Dan. Hai să vedem. Op! Hai, ușor. Te pup, Dane. Calm, ușor. Nici nu mă atacă. Nu mă atacă nici tu. Și ca Andu, bă, mizerie. Păi a zis și Andu că exact asta a făcut și cu Andu, nici nu ataca. Bate-l. Da, mă, păi dai, mă, că-l bate. Acum pentru tine, n-ai... Știi ce ai putea să faci dacă stai așa foarte aglomerat? Să-i dai hug. Știi? Hug sideline? Da. Păi nu m-a învățat coach Hubbard. Vezi că e... Bă, da, vine cu toate... Agresiv, e la portat, mușcă. Dacă n-ai unde. Mușcă. Dar n-am vrut acolo, l-am văzut Frank. Dar nu mai, să nu mai păsesc cu Milita, ok? O, ce de mii, ce de mii. Și? Du-te pe bandă. Mi-a făcut singur. Dar nu iau asta, Andule, nu? Tot am căutat, dacă o să văd când e live. Am intrat Dan, Andule. O plăti mai bine Dan. Să joc la el pe live. Bine, mă, bine, mă, băiatul meu. Da, da, să-i fac, hai. Am văzut și eu la quali să dau vreo două pase de acolo. Salut, Cătăline! Păi, coachul meu nu vine mai aici. E bună. Or n-ai. Trece prin el. Bă, l-a luat. Eu o păleam cu Arnani la lung, eu cred că intra. Nu cred. Ba da, era pe exterior. Cu dreptul. Mamă, dar Varan ăla. Nu te arunca, zice Andă. Nu mă joacă foarte bine pe margini. Ăla? Da. Exact asta face, uite, vezi? O duce din stânga în dreapta, uite. Da. Și atacă pe margini. La șahul ăsta. Cu 22 de jucători. Pe centru vezi că nu știe deloc să atace. Ideea e că se dă gol de pe centru. Nu trebuie să greșești pe bandă. Ai forța ta, eu. Da, da. Ia un bar de bine, ce te-a pasă. O să o ducă la Adama. Se uitează că acolo să nu o ducă. Mișto glitchi de verificare jucătorul dinainte, GG. Lasă-mă, uite-te la joc, lasă-l. Așa, bravo. Dar nu e, mă, că dar ăla nici măcar nu e glitch, adică apare cu un minut sau cu două, dar nici ăla nici măcar nu sunt adevărate, adică n-ai cum să vezi așa ceva, că da... Nu poți să vezi în timp, da. Da, dacă era postat, pentru că eu, adică îmi ieșise vreo 7-8 jucători și ți apare, îți sintetizează ceva. Cine te-a ieșit îți apare? Dan din unghi. După ce ție se-ți apare, nu ți apă că dacă... Îți apărea așa că i-a dat unul exact din unghiul în care am zis eu să dea Răzvan. Concentrat, ăla. Spor, Cătăline. Nu e offside. Ba da, era. Am vrut să zic offside și am zis că nu e, că... Mersi, Cătăline. Face și noi să iasă puțin. Dar nu așa, vezi pe interior. Nu mai, vezi că e foarte bun în benz, nu știu cum. Păi nu mă, dar n-ai văzut că eu am vrut să dau pe interior mai mult. Ideea e că vezi că nu schimbă repede partea. Decât se duce și atacă. Da. Pe centru nu atacă bine deloc. Uite, vezi, doar prin bandă se duce. Așa. Când e vorba să intre în centru, nu prea știi. O pierde rău. Da.
Da, Cătălin, jucăm până le terminăm. Ce părere aveați de asta, băieții? Na, nu avea cum să intre niciodată la colțul scurt. Ba da. Na, avea. Băi, frate, era pe poarta goală, mă. Hai, mă, Dane, mă, ce. Deși intra aia cu Ronaldo de acolo, far 9. Erau șanse mai mari. Nu cred. Ia încerc un finesc cu Messi. Încerc Orne sau Cruyff. Fault. Nu e, mă, că nu știi că la noi nu se dă, nu noi, da. La noi no rules. Da, la noi nu se dă. E foarte greu să-l desfaci, se apără foarte bine pe laterale, trebuie să încerci un fines. Mamă, exact asta ce... Calmează-o puțin, să avem ultimul atac, așa. Da, încearcă un șut de la distanță. Acum, ultimul atac, încearcă un șut. Dacă l-am văzut pe la liber acolo. E bine. Banda, bravo. Vezi că nu te atacă, vezi, rămâne acolo el, ia uite. Se apără foarte bine pe centru. Ce-am făcut? Ai dat driven shot la FIFA 19. Nu, am vrut să fac fake shot, dar am pus greșit. Am panicat. Vezi că ultima fază, 46. Da, s-au panicat. Salut, Techie, te pupăm. Nu, am 19 cu 2. Ce părere aveți de imaginea de mare? Please speak Romania. Chiar. Eu l-am încercat pe la Renato, nu știu cum, fundaș stânga. Renan Lodi. Da. Bun, da, mi-a plăcut. Bă, dau o forță, nu m-am bandă. Noi? Așa, CDM-ul, bravo. Vezi că în centru nu știe deloc, dar se apără foarte bine. Ori îi faci tu o magie acolo, ori, 15 cu 5. Ori încerci un fines. Varianta nu mai încerca așa, că toate le-ai pierdut până acum, așa. Toate mingile așa. E greu cu și asta, tot așa. Asta zic, se apără foarte bine, se apără foarte bine. Overload. Nu joacă overload. Nu, uite-te unde-i stau... Nu joacă overload. Pa, văd acum se retrag toți. Nu poți să-l ia cu mine. Joacă drop back și joacă foarte larg. Bă, dar ce de larg îmi fac toate chestiile astea. Nu sunt așa fluide. Nu da cum interceptează. Bă, să știi că se apără foarte bine. Da, dar... Hai mă, pleacă de aici. Calm. Vezi cu gulit, așa. Da. Tatonezi. Bravo. Da. Vezi că n-ai oameni sus. Da, n-ai da, aștept. Dau cu răbău, lăbău, așa. Nu mai încerca lung de linie, că se apără foarte bine. Du-te cu jucătorul, mai bine, nu 1-1 în contact. Așa. Bravo. Bravo, mă, magie, frumos, da, frumos, bravo. Nu mi se pare. Câștigăm. Dar așa, da, se apără bine, da, dar așa că urât, nu. Joacă, nu știu cum să zic. Nu creează nimic, nu, o dă lungă, da. Nu, ideea e că Răzvan știe să atace foarte bine bandă ăsta tu-ul lui. Da. Și ăsta știe foarte bine să apere bandă. Da. Dar joacă urât așa, Dania. N-a arătat nimic. Cosmin, la jocul ăsta, dar nu trebuie să joci frumos. Da. Nu neapărat că o jucătoare sau așa, dar nu poate arăta să fie fantastic sau ceva să joace. Nu, dar vezi că dacă dădea un gol de la atunci când n-a șutat, te chinuiai cu el. Nu. Bine. Hai că acum ai mea de mâna și... Mă
Bă, dar cum se vine? Trebuie manet tot. Nu, asta își face treaba, îmi trebuie... Ce-mi trebuie? Ce trebuie, Ronaldo tot. 21 cu 0, băieți. Scrie acolo. A, hai, de ce? Sus. Golit? La Duțu. Oare cât? Talbert. Vlad Duțu e Vlad al nostru? La Brașov? Nu. Nu cred. Și vezi Craif. Da. Calm, calm acum, așa. Nu puteam ce să... Frumos, ce frumos. Ai dat dublă, nu? Da, mă. Hai mă că strase de păr astea, mă. Nu. A jucat mingea, mă. Serios? Cum? Am văzut direct în picioare, s-a dus și a jucat mingea. Eu așa am văzut. Nu, îți spun eu. Bine, joacă și cu 8 și sunt și la 3 metri. Nu, a jucat mingea, toți mine. S-a dus cine e cu mătru din spate cu ochelari de secret de interes? Deci acolo a fost o tranziție. Sunt Mono Burgos, frate, sunt Ilie. Deci sunt acolo... Mono Burgos de la Atletico Madrid. Ilie, acolo a fost o tranziție între atac și apărare foarte bună făcută de către Răzvan. Dar pe laterale, adversarul lui Răzvan se apără senzațional. Astfel că Răzvan trebuie să urce cu fundașii laterali. Deci dar cum trebuie... a scăpat sigur acolo? Ascultă-mă, deci el nu trebuie să joace triunghiuri. Cum joacă el de obicei trubol-uri pe laterale. Urci cu lăbăurubău și creezi superioritate. Ți-a apărare. Ți-a apărare. George Mița. Te pup, te pup, Iulian, te pup, respect. George. Dar nu ăsta e ceva mai ca Pierluigi Corina. Colina, mă, nu Ciorina. Haide, magie acum faci. Craif. Calm. Gata, mă, nu mă mai chinuiți! Golazo! Ma, che golazo! Che golazo! Da, de Brasil! Da, da. Poți să trec 22-0? Roberto, Romário, Carlos poți Dunga, Curaçao! Axul central, remuse! Central, da! Deci cu adversarul ăsta vreau să le vizi pe Gullit! Le vizi pe Gullit pe tot terenul de joc! Remus, da. De dacă am ocazie de suetis, îi dau lucruri, nu! Nu! Nu știu ce suetis. Adică, 2 contra 1 la portar, se dau pas cu poarta goală. Aaa. Nu! A, nu. Deci le viți pe Gullit. Te pup, Techi, respect, frate, te pup, Techi. Ronaldo, Cosmine. 2-0. Rebu, nu? Rebu aici coach. Uite la Cosmin. Nimic n-am vrut. N-aș ca nimic ăsta. Zero. Ia, las-o acum puțin mai calm, așa, nu mai intrăm în stilul lui. Așa. Da, asta o dau. Aici și la pressing. Asta o dau, îmi pare rău. Că l-am aici ăsta. Craif. Ai mingea, n-ai mingea, dar era parte. Gulliver. Salut, Popa Iustin! Doar ai zis să le vii pe Gullit coach, dar... Ci că Costin, vezi, ai ceva în privat de la fratele tău. Cine? Ai, eu am? Aha. Pac, imediat! Mișto, frate, mișto rău! Mișto. Mai puțin Roberto Carlos ăla! Da, l-am încercat și eu, nu prea mi-a plăcut, frate, nici mie. Ia vezi, mă, drag pe cu ăla. Te pup! Crazy-o? Da. Rage quit? Ăsta te-a bătut mă, Andoleu. Cum mai intră Răzvan câteodată la Cosmin da, pe live? Da, intră la mine, eu mă chinui cu ăla, e pro player-ul rapid, Viena. Nu mă, te chinui tu cu vreunul care nu e pro player și intră Răzvan, i-a dat 5-0 aici, hai. Și vezi pe Cosmin, dar ce joacă ăsta? Da mă, era pro player-ul rapid, Viena ăla, știi care ai zis? Zero shoot-uri, păi da, dacă era ocazia aia. Vezi că ți-a dat mesaje, vezi și ți-a scris. Da mă, uite acum. Și zici revenge Andu. Andu TZZ, zici așa, revenge my brother Andu TZZ, ia zi așa. Ce zice mă ăla? Waste of good players.
Cât ai făcut cel mai mult? Răzvan face 27 minim. Ce am pus, am pus buzile alea. Da. Dar ce mi-a mers, la inimul mi-a mers, că nu mi-a făcut loc ce jucau asta. Deci ca... Dacă aș jucai cu el, consideri ce cei. Se apără pe 2 minim, ce să-i fac. Ia mă ce m-ai zis. A scris ceva? Trași pe el, ia-o zi bandule. Dă-i report, mă, dă-i... You are not worth the team. Lasă-l, mă, dă-i banana aia, pune-i banana, că mi-mi place banana, spune, bă. E o fructă, banana, bă, ce, e bani pentru așa ceva? Corect, elegant, diplomat, vedeți ce înseamnă? Ca la Moldova. Care-i faza cu Phase 2? Păi... merge, păi da... Păi... Nu m-au calificat în Phase 2, Militao! Revenge! I-ai dat Andre! Dai mă, nu-i dat mod mă lui Andre! Nu pot să-i dau! Las că-i dai de aici pe telefon! Păi cum să-i dai tu de la mine? De nu sunt mă la tine, în ăsta nu pot să-i dau... De-aia nu pot să-i dau, de ce nu pot să-i dai eu lui Andu moderator? Nu înțeleg! Eu nu poți de acord, trebuie să intru. Trebuie să intru pe live. O, dar pică tot poporul, uite ce ar n-ai prank pe ele, pe ele prank. Mamă! Ba meni, ia uite aici. Cine e mă ăsta? Unul după altul de Răzvan. Unul după, cu pele, cu Erno. Ia fi atent, cu Ronaldo Nazario 96. Bă, da, asta s-o pus pe mine, mă, cu mesajele. Cine e mă ăsta? Nu, nu mai dat nimeni. A, dar lor, Loremus. Nu știu cine e, că n-am avut, dar nu cred că e ceva de la calificări. Coach aici, nu acolo. Hai, Dane, să ne concentrăm. O, R9 Prime, stai să vezi când fuge păi la... Păi eu nu trebuie să mă concentrez, Răzvan trebuie. Lasă-l pe Răzvan. Auzi, mă, Dane, să-l vezi pe R9 la Prime cu Militao, cum se întreg. Și Gui Prime și R9 Prime și Pele Prime. Oricum, duelul interesant va fi R9 Prime cu Militao. Hai să vezi ce îi face Militao. Ce seamnă Ferdinand ăla acolo. Da, și e baby. Ăla de zice că e mai bun de Tao. Virgil, cel mai bun din joc. Detașat, da. Dublu Y-ul. Băi, yes, ia auzi, mă, bă, ce-am făcut? I-am dat reșmilul ăsta, mă, care și-o... O vându mașina, mă, ești nebun la cap. S-aude vocea de ori, Dani. Bă, să duc vocea, mă, dau cum nu. Da, niște mănuși, mă rog. Ce? Și că închide consola, că-ți dă ăla cu terenul în cap, au știu ce. Ia vezi, mă, mi-a dat? Facem de și noi? Mult, mă. A? De acolo, dă-i multe. Că l-am închis. Stai mă așa. Și că era Food Founder, putea să fie și Food dacă, Creator. Da, dacă fac 30, îl fac pentru că l-am pe Snoop Dogg aici pe bancă. Atât. Dar asta nu e îndoie de a fost la... nu știu, dar seamnă... E frate sau. Nu știu, dar seamnă... E frate sau. Păi asta zic, că se înseamnă cu Snoop Dogg, l-am luat acolo în bancă. Vedeți acum... Ce pro player crezi că... Bă, da, deci nu mai am după altul, dar ascultă ce pro player credeți că o să-mi dea? E bunicel ăsta decent, că am pe la 2000 skill rating, cred. Bă, ce știi, Răzvan pe toți, mă. Nu, am jucat o dată cu el la draft și mi se pare... Păi tu ții minte cu cine ai jucat? Da, mă, da, am jucat... Nu, dar am jucat recent cu el la draft. Top 500, top 900, top 100, alfa 19. Forțau, Blanao! Hai, Bebeto, Carlos Dunga, Carlosito! Dar... cine e mai bun, Dan sau Răzvan? Întrebare... Ca să citești întrebarea. Da. Noi nu ne batem între noi, fraților!
E ca și cum ai zice cine e mai bun, Ronaldo sau Messi. Da, sau e ca și cum i-a întrebat pe aia de la hashtag ca, care e mai bun, Tom, da. Tom sau hashtag. Sau care e mai bun, Puiu sau Andu sau toate destea. Asta sunt niște mizerii, mă. Bun sunt ăia care se califică la turnee finale. Ăia-s buni. Corect. Eu sunt mai bun ca ei doi. L-a făcut dinți. Da, exact. Hai concentrare că ne luăm ăsta la fotbal. Ovi e mai bun. Ia ce. Respect fraților, succes. Cosmin e cel mai bun. Te pup, Dane, mersi, știi, frate, cunoști jocul. Vezi, frate, n-am intrat de mult, dar văd că e drăguțit. Da. Și n-am mai intrat pe live de o jumătate de an. Hai zic, îi facem mult, dacă îl repornesc o dată și în forță. Da, gata să te ții, Dane, că dacă nu te ții, șoarea între niște 200 și după 50. Nu facem noi topuri oficiale. Nu facem comparații, facem doar topuri oficiale. Exact. Salut Cătă, salut Remus, nu ne batem între noi, ne batem cu alții, frate. Perfect. Și eu sunt peste ei, acum tu că înțelegi jocul bine, știi foarte bine ce zic. Butraghine cel mai bun din joc, Virgil cel mai bun fundaș central, Petit cel mai bun CDM, Kanté Totti cel mai bun CDM după Petit. Petit. Londa. Call me baby. Call baby by Gabriel Jesus. Cine se abonează la mine? De 10 ori dacă face 30 cu 0 poate să fie locul 1 în lume. Mai are cineva 30 cu 0 acum? Cred. Da? Da. Depinde să se joc acum numai cu Tex. Toate meciurile. Dar măcar în primii 5 dacă e nizare, știi? Toate în primii 5, 10. Băieți, Ovi are cont rău tuturor, dacă ar băga și el bani, ar face 30 lejer. Iau ce zice. Având în vedere, te liștezi în... Bine, bine acolo! Bun! Ovi, dacă ar băga bani, ideea e nu știu dacă ar face 30 cu 0 și dacă ar băga bani și dacă nu, e vorba de nervi. Nu mai are nervul necesar, nu mai are răbdarea necesară ca la 16 ani. Ca acum, făcând o comparație, Ovi la 16 ani era vicecampion european. Mamă, sau cum trebuia să răză. Eu zic că iei pe Cruyff în locul lui Dembele și pe a doi. Faci combinația asta. Da. Chiar dacă joci cu Mane pe 7. Nu contează. Da, uite, vrei zic ceva? Deci, sincer, acum aici îmi place atât de mult cum joacă în analogul stânga Răzvan. Mi se pare incredibil ce joacă în analogul. Dar cum te întreabă cu ala analogul stânga? Păi, eu m-am antrenat. Păi când vrei să vezi o chestie, chiar dacă vezi că nu ți iese din prima dată. Și pe 2-3-1 ăsta, când m-am antrenat ca să-mi iese ăsta, ca să-mi iasă. E corect și una așa și așa. Deci cu analogul stânga ai zis eu, mă. Da, acum decât cu analog stânga faci, că ceva ce... Pe mine, Dane, când joc. După ce se trăiește Cosmin, dă cu capul de noptieră. M-am certat cu Blonda, sunt cu Kanté și cu... Da, cu Blonda. Sunt cu Kanté și cu Gullit acum la mișto. Că vedeam titlul pe stream că ne-am certat cu Blonda. Nu m-am făcut live, că am divorțat de Blonda. Da, așa. E micuț pui, se vede că n-are ocupație. Ba, are frate, am școală, dar auzi, ăștia de zic că n-au ocupație. Și dacă îți dă ție cineva să te și plătească să faci asta și te pune să joci FIFA, dacă n-ai talent poți să joci tu 20 din 24, că tot nu o să faci performanța. Mamă, vezi că era vicecampion mondial, da, am frem. Văzut. Da, ce greșeală aici, dacă făceai o preluare sau un fake shot. Da, mă, dar nu mi-a dat seama că faci, că are și Rio la prime, adică trebuie și David Luiz ăla, ce gen mai bun fundaș din joc. A întrebat cineva dacă Ter Stegen e slab, să-mi iau Loris în formă? Nu, sunt nici în formă.
Iar pe Van der Sar 87. Van der Sar, da, și eu recomand. Vrei să schimbi o mașină? 86. Road to Final. Dane, Rio 85 sau Militao Road to the Final? Pentru mine, pentru Dan Militao, clar, că nu i-a plăcut Rio. Cred că Militao ăla sau nu știu. Nu știu, bă, la alții când îl dau de Rio ăla mă termină. Da, și mie, la fel. Terminat, uite, vezi și Rio, iar. Mă, nu că n-ai Rio ăla. Da, dacă l-ai întrăit de pe Rio, clar, Rio. Că e posibil să l-ai văd la Icon Swaps. Nu mai place blonda, frate, am trecut pe brunetă, pe aia, și mulatră, pe gulit. Verona 2 la 1 cu Juve. Și ne mai mirăm, frate, de script sau de nu știu ce în jocul ăsta. Ăsta e fotbal. Ăsta e cel mai bușcător din joc, după cum. Sub Butraghinio, băieți. Sub Butraghinio. De Ea sau Alisson? Ce zici, Răzvan? Alisson, mie mi-a plăcut mult Alisson când l-am avut în poartă. După Pece, acum poartă, nu? Nu, dar l-am avut pe Alisson o grămadă de timp. La aibă, nu? Da. Avem aici și un invitat special, doi cățeluși de-a lui Cosmin, Yuki și pe Jesse. Ia vină aici, Yuki. Mi-e frică să-l iau, frate. Yuki-ta, vină aici, lasă că iau. Yuki-ta. Hai, Yuki-ta, hai, Yuki-ta, hai. Brunete cu mustață. Uite, bă, Yuki-ta. Ia o scos, mine, îți place îți plac brunetele cu mustață? Da, olandeză. Și ăsta e tot olandez. Cicovi e cel mai bun jucător din joc. Yuki-ta. Vă place de Yuki? Jessica! Mai blând câine decât Jessie n-am văzut niciodată. Fără Ernou Gulli. Ce zi? Ovi, ce mai pușcătă fără, adică Ovi, peste Arnai și Gulli. Gulli, fără răutate, frate, la vârsta ta. Mai legătura aia, mă? Ce treabă are aia? Da, voi n-aveți idee că eu deja am slăbit 30 de kg. Ha, mă, dați seama. Dar ce, mă, că e bine 30 de kg. Da. Nu trebuia să ajungi să te îngrași atâta. A, dar am slăbit, mă. Dar ce, mă, acum nu este, ce, e ok, ce vrei, cum vrei? Da, mă, da, lumea crede că toată lumea trebuie să aibă six-pack să poziție pentru Nike, știi? Dar chiar tu, cu talentul tău la FIFA, cum te iau ăștia de la Nike? Uitați, ei, slim fit! Slim fit! Zic că am făcut și eu o burtă. Salut, Marian, salut! Părere, Alan Future Star. Nu știu, dar arată senzație. Uite-l Van der Sar, vezi ce poziționare are, da? Da, băi, am și eu. N-a avut pic Yuki. De citare. Și că Remus zice că degeaba ești campion mondial dacă nu ești slim fit. Și MS Dosari? Bă, dar ce seamănă MS Dosari cu Emil, jur, mă cred așa ceva, fără. Cred că Emil seamănă cu el. Sau Emil seamănă cu el. Primă, nu? Mai ales la joc. Dar ai văzut poza după grup când a fost la regional? Păi ce slim fit, mă, că asta una înseamnă să fii flământ slim fit și una înseamnă să mergi la sală. Slap, Alan, 3 cu 3. Mulțumim de subscribe. Bă, doc. Mamă, la rămâne mingea la el și tactia mingea. Dar Van der Sar, ăsta e primă. Nu știu, eu recomand Van der Sar tuturor, mi se pare criminal Van der Sar. O bune, am jucat și la Vio câteva, mi-a scos, a terminat ce a scos. Da, dar și să-l iei pe Lehmann. Da, bine, și Lehmann e bun, să știi. Nu e bun, l-a avut cineva care a jucat-o contra lui și am dat vreo șase. Ieftin, păi, de-aia e ieftin. Nu știu, poți să iei picioarele dacă ți-e frică.
Nu te-a portat. Calm. Calmao. It shows. Mamă ce. Mamă ce a făcut. Numărul 1. După ori. Dar nu. Foarte bun. Da, un chip striker așa. De ce super sub sau ce vrei? Da, n-ar n-ai super sub. Ia mă, uite cum ai dus aminte super sub coach. De cine e mă super sub? Adam. Nu știu, mi se pare incredibil ce face Mane cu bănuții și ce donații. Ce donații face, e chiar de apreciat. Cine? Mane. E super tare, om. Care Mane? Mane, în realitate, zic, donează foarte mult. Am să ceva donații și am crezut că donează foarte mult. Și ca părere îmbunătățiri ceva? Uite, întreabă Techi, care e și Damian după la like, băi, cele 7 Soko, Blanc, 85 sau Song Cantero to the final? Cica, bă, vă rog, eu nu mai folosesc numărul 1, există doar unul singur. Ce zici, Damian, acolo? Ce întreabă Techi? Nu prea înțeles aici. Cele 7 Sisoko. Și Blanc 85 sau Son cu Cante și Blanc, nu. Deci Sisoko, Blanc și CR sau Son cu Cante, Road to the Final și Blanc. Deci Blanc e sub, oricum. Eu zic Cante, bine, dar nu-mi place Son. Mi se pare depășit. Nu cred că a fost vreodată bun Son. E, mi-a plăcut la începutul jocului, dădeam niște avioane. Era bun Son la începutul jocului. Mi-a plăcut. Nu l-ai luat tu pe Son, mai ții minte? Da, eu? Duros erai când l-ai luat pe Son, Răzvane. Da, dar eu l-am luat și mai mult ca investiții, pentru că era 180 și l-auze cu 400 la da, două diferențe. Da, da, da. Și pe investiții ceva? Da, ce are? Păi așa a pus boza și întreabă ce să iau să schimb ceva. Și el a pus boza asta. Telefon. Boza. Depinde pe ce post. Benzi, pe striker CR9, Nazario și pe Benzi oriunde sau cam CR7. Nu, ci că pe bandă Ronaldo și pe cam s-a strigat Ronaldo. De ce pe cam tot Nazario? Pe lângă Ronaldo, că sunt doi, nu-și dai seama. Dar îți dai seama cum ar fi un atac cu Mane pe bandă, Ronaldo pe bandă, Messi cam și Messi Totti, mă refer, da. Și Nazario. Dar cred că ar fi mai bun în Mbappe Totti decât Mane Totti. Și eu zic, nu da. Mi-ar plăcea mai mult. Îmi place mai mult Mane, e mai puternic. Bă, mi-a plăcut flash-ul ăla 91 cel puțin, mi-a plăcut mult. M-a arcat de pe lame exact cum marchează striker. Ce plictisitor a fost? Nu-l lua. Nu știu, regarde ce a zis băiatul ăla, aia cu Cante, cred. Da, Sisoko ăla-i depășit, rău. Bă, este echipa mea, ce zice, auzi? Vrei să facă 25 sau intre acum la tine? Cât ai acum? 24? Cât da. Păi, zici tu, Dani. Mi-e indiferent. Da, hai să ne mutăm. Ne mutăm la Cosmin pe live. Intrați la Cosmin Zer Gaming, vă abonați-vă în primul rând, în maxim 5 minute. Ce? Aici vom fi pe live. Termină meciurile. Încă 6. Încă 6 meciuri. La Cosmin pe live. Iulian nu. Deci intrați acolo la Cosmin Zerg. Cosmin Zerg, el este Cosmin Zerg în mai puțin de un minut. Ne vedem la Cosmin Zerg pe live, avem ultimele 6 meciuri, suntem 155, să nu-mi ziceți că nu intrați măcar 200 acolo. Pentru că Cosmin se va supăra.
Și va închide live-ul, dacă nu vom fi 200 acolo. Nu e ăsta, nu? Cum îl schimb? Păi nu, ca să nu porni, oprim live. A, trebuie să adaug cont să... Da, 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 ok. Deci în 5 minute la Cosmin pe live am lăsat link acolo. Așa că am rugămintea la voi să intrați la Cosmin pe live și să... Și să terminăm meciurile de la Weekend League. Vă pup! Ne vedem acolo.